Articolul 64 din legea administrației publice locale, numărul 25 din 2001, Republicată de Mărăcătăși, cu vedere de creștere mare. Telefonul meu, îmi cer scuze. Convoc în ședință ordinară, Consiliul Local al orașului Cezănești, având următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare Consiliului Local, convocat la data de 13.05.2013. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor cu privire la zicerea lucrării terorii de la Marcul de Oran, la Ramul de Comun. Inițiator, primar Stelian Tare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor intra-agrară și intra-agrară orașului Cădănești. Inițiator, consilier local Haide Dănaț. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local orașului Cădănești și a situației financiare pe anul 2012. Inițiator, primar Stelian Tare. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2013 și punctul 6. Diverse. Aceasta este ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, puteți să aveți propuneri de modificare. Cine este pentru? Dacă se abține sau împotrivă cineva. Unanimitate este aprobată ordinea de zi. Supunem aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecții la procesul verbal al ședinței anterioare. Da, domnul Andrei. Aș vrea să fac obiecție. Rezultatul vostru este următorul. Cine votul pentru și 7 împotriva la propunerea de a suplimenta ordinea de zi cu puncturi diverse. Aș dori ca în acest proces verbal să se spuneze clar cele 5, sau mă rog, și cele 5 persoane care au votat pentru și cele care au votat împotriva. Numele și pe rog. Dacă nu mai sunt, cine este pentru adoptarea procesului verbal cu completarea respectivă? Împotrivă, se abține cineva, nu ne întâlnesc la procesul verbal. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor cu privire la zicerea localității Cărzărești în rang de oraș la rangul de comun. Dacă ce materiale sunt de expuse? Expunerea de motive. La proiectul de hotărâre privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor cu privire la trecerea localității Cărzărești de la rangul de oraș la rangul de comun. Prin proiectul de hotărâre supus de dezbatere, se propune aprobarea organizării unui referendum local care va avea ca obiect trecerea localității Cărzărești de la rangul de oraș la cel de comun. Unitatea administrativă teritorială Cărzănești a fost declarată oraș prin legea numărul 134.26 aprilie 2004. Domnul Anghel, puțin așa, vă frumos. Mulțumesc. Prin petiția numărul 2 din 28 ianuarie 2013, adresată Consiliului Local, a solicitat demararea procedurilor necesare organizării unui referendum local cu privire la trecerea localității Cărzănești de la rangul de oraș la cel de comun. Consilierii locali, după ce s-au consultat cu primarul orașului Cărzănești, au convenit ca dreptul de inițiativă prin proiectul de hotărâre să revină primarului, astfel încât să fie îndeplinită pe vederea articolului 14, aliniamentul 1 din legea 3 pe 2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora problemele supuse referendumului local se stabilesc de către Consiliul Local la propunerea primarului. Având în vedere cele submenționate, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în formă și conținutul prezent, urmând să stabiliți data referendumului, precum și modul de formulare a problemei de interes deosebit. Mulțumesc. Menționez că acestui hotărâre am fost la Comisiei de Juridice și atunci am fost la mai vreau să complic de ceva. Trebuia să ne spunem de motive, să spunem și din ce cauză trebuie să facem trecerea asta. Deci la... Fică taxele sunt prea mari și oamenii nu au bani să le plătească. Motive mai întemeiate. Deci când v-am lăsat la conștiință adresa, petiția, da, formată cu domnul Ghilea Anatol, v-am spus expunerea de motive la fiți potrivit.
facem documentul pentru subiectul are subiectul destul de mare. Se poate? Propunerea de proiect are de asemenea destul timp de se începe mult așa. Fiecare consilier, a avut timpul suficient să-și stabilească poziția bună și o să aibă la sensul pe care și va exprima în ședința de asta. Nu știu dacă e cazul să reluăm, nu știu ce înseamnă, de ce sunt răspunscate, în mare parte, numai că realizarea este fără șansă. Nu vreau să intru în alte comentarii, vreau doar să nu se poate propun procedura de vot, întrucât s-a organizat și o alege presiune asupra consilierilor și când este corect, fiecare consilier care să-și exprime votul așa cum dictează conștiința și jurământul după care l-a depus în acest consiliu, așa cum este în vorba de discuții sau ce este în cadrul partidului și așa mai departe. Propun modalitatea de vot secret. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Abținere sau împotrivă? Abținere. Abținere. Deci cu... și... 3 abțineri și cu restul și nivelul vostru 9. 9. 9. 9. Nu înțeleg sistemul ăsta la vot secret. Ce avem la spus? Nu înțeleg. Deci, pentru ce vot secret? Oamenii ăștia vor să ne gândească, noi să spunem multe foarte. Pentru ce vot secret? Cine vrea la comună și cine vrea la mână? Ce avem la spus? Ce avem la spus? Cei dă-n cine, cei dă-n frică, cei dă-n frică. Deci, clar, pentru ce vot secret? Deci, dumneavoastră personal, ați abținut pentru că vă mulțumesc secret. Deci, n-ați fost împotrivă. Deci, nu văd de acum întrebarea. Bun. E o modalitate de vot. Da. Păi, da. Mai departe. Nu știu. Dar n-am înțeles că v-am învățat. Este modalitate legală? Este absolut legal. Este opțiunea majorității. Majoritatea întotdeauna are dreptate, indiferent cât de tare voi e o minoritate sau un individ sau doi. Asta este legea de bază a democrației. Nu avem ce-i fac. Nu cât de tare e. Ce mai fost principiul? Nu stau vădată. Fiecare consilier are răspunderea și dreptul lui. N-am înțeles. Care nu suntem tare. Păi atunci cum? Justificează contestanții în vădărâie unei majorități. Asta e problema. Să-i trecem la organizarea votului, fiecare va primi un buletin de vot. Care este pus întrebarea dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre sau nu. Da, pentru organizare, repetându-l nu, pentru neorganizare. Pentru și alții, pentru organizare, cel trei voturi. Deci numărăm voturile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Asta e pentru mânații care... Nu, președinte, dacă vreți să intervin. Pe buletinul de vot, se o întrebare vreau să vă adresez. Asta vreau eu să spun. O întrebare vreau să vă adresez. Cine trebuie să voteze? Poftim? Consilierii locali. Bine. Deci nu poporul. Nu. Atât. Practic, consilierii de ce?
Cine conduce comuna asta, bă, fratele? Consilieri? Alo, nu alu! Nu alu! De ce consilieri? Neamarine, de ce? Votăm ce este? Cu comuna că se ce este, măi? Ce înseamnă asta? Stau, stau, o să stau cu să iau cuvântul! Ce Dumnezeu? Stai puțin să votăm! Stau! Cine votează? Nu votează, vot s-a votat, vot secret, ce asta e?
Dar nu mai țin cuvânt. Dar nici dumneavoastră n-a spus pentru. Trebuia să cere să o ședință populară. De ce pot secret, măi, 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 de ce pot secret, tată? Noi suntem un nimeni. E o formă legală de vot. Bați-vă, stai jos. Nu stau de loc. Nu stau de loc. Să-ți explic părerea. Nu stau jos. Ba, tu stai în picioare. Stau în picioare. De ce, de ce? Să voteze toată lumea. Nu aia care, care sunt. Mai stau, votez primul. Primul sunt eu. Uite că nu știi de ce ai venit aici. Nici nu știi de ce ai venit aici. Am venit aici ca să vorbesc, să audă lumea din Căsănești. Ce se întâmplă în Căsănești? Și așa vorbesc. Am dat să am venit. Să știe lumea din Căsănești cu Nedu, cu Mirică, da. Care sunt tăpâie, care sunt bani veniți în comună. Mirică sunt... Sau, și Mirică și Nedu. Da. Să fim înțeleși. Are pensie pe boală, mănâncă bani de sapuri de pomană. Aia e treabă, e treabă lui. E treabă lui. Ce să înțelegi? Cât asta e în liniște? Să voteze toată lumea! Care? Și nu care? Nu voi! Ai venit să voteze! Voi ăsta trebuie să sunteți împotriva comunei Căsărești! Care vrei aia trebuie? Exprimă-te! Ești bătrân și să nu faci durata cerebral! 13! Sunt 13 consilieri educați! Din 13! Dintre aia 13 și mata ai dat vot pentru unul! N-am dat pentru niciun! Ai dreptate, ce spune? Am dreptate, e bine că am dreptate! Filmați-mă, fraților! Filmați-mă! Mai are cineva de adăugat la ce s-a zis până acum? Hai să vorbim cu părere. Domnul Mirică. Doamnelor, domnilor, poate știți că în localitatea noastră, în anul 2010, s-a organizat un referent. Cu șmecherii! Mai bine, domnul Mirică, vă rog, lăsați să vorbească. Ce a fost inițiativa celor de la PDL astăzi de față? Ce au inițiat acest proiect de hotărâre? Și s-a trecut, s-a votat referendum. În urmă referendum, s-a făcut și puțină propagandă, la pus timp. Câte neamuri de alipa să fost la referendum? Ascultă! Doamnelor, domnilor, atunci am participat chiar aducând oameni la vot. Ce am putut? Oameni bătrâni, neamuri. Nu s-a realizat. Nu s-a realizat. Păi de altă parte, cei care sunt pe chemenții astăzi și s-au cheltuit 150 de milioane de lei din bugetul local. Și în taxe și impozite. Banii cetățenilor. Se organizează din nou. Presupun sau cum vedea în urma votului. Dar cei care sunt vehemenți astăzi, o parte din persoane, acum 4-3 ani de zile, aruncau un cutavan în acest manifest. Manifest, nu manifest, pe care îl îndrumă pe cetățeni.
Gândiți-vă la viitorul copiilor voștri, noștri, oameni de bună credință, mai gândiți-vă odată. Nu vă prezentați la voi. Ei, oameni buni, în ce situație suntem noi puși astăzi? Pe cine se crede? Și dacă dumneavoastră credeți că suntem împotriva sau vrem să răul localității, Zima, o întrebare vreau să pun la 2 inci. Dați-mi la 2 inci. Vă rog frumos, cap. Cap. Nu sunt nici băut, nici sunt nu știu ce. Așa, o întrebare la 2 inci. Primul inci. Nedule, de unde ești tată? Întrebare, răspunde-mi la întrebare. Dumneata, unde ești de pământ? Dumneata, unde ai fost între ani? Ce? Și unde ai muncit până ieși la pensie? Până la Barbată! Până la Barbată! Și dânsul a creat locuri de muncă aici! Unde dată? Cine? Hai, cine? Hai să desfințăm și Slobozia și Bucureștiul, că sunt numai parveniți în București și în Slobozia. Stai că n-am înțeles. Păi și în București sunt numai parveniți acolo și în Slobozia. Hai să desfințăm și pe asta, nu? Măi, parveniți în comuna Căsănești sunt doi care îi spun acum. Ăsta și ăla. Nu, tu ai venit altfel, neică. Și ai venit oare ăștia sunt parveniți? Să mă ierte Dumnezeu, dacă nu era defunctat, tu nu erai nimic, nu știa nimeni că se le-ntă. Așa, că... De ce? Inițiativa referendumului în 2010 a fost APD-ul. Vă rog să-mi permiteți. Domnul președinte, un minut. Un singur minut. Deci, referendumul când s-a inițiat acum câțiva ani de zile, a fost inițiativa PDL-ului. Am fost 5 consilieri locali. S-a ținut ședința în Căminul Cultural, au participat cetățenii. Sunt oameni care sunt și la ora actuală în sală, mă uit la Nea Sandu, la Nea Gicu, Nea Marinic aici. Deci s-a ținut referendumul. Lumea nu a venit. Vreau să vă pun o singură întrebare și să-mi facă dovadă. Deci la ora actuală, vă și spun cu nume și prenume, Anghel Dănuț, am părțit în localitatea Căzănești. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici? Nu, primarul care... Te rog frumos să mă lăsați. Va fi referendum sau nu? Nu, am o singură... Nu Consiliul Local, vă rog frumos să mă duc la... Vă rog să vă prezinte cine v-a adus. Eu vă cunosc. Dar ce ați zis, scuze, vă rog frumos, așa că nu am prezentul lui. Am venit să particip la această ședință, să asist la această ședință pentru a asigura respectarea legalității. Vorbesc în cunoștință de cauză și văd că lucrurile degenerează în acuze personale, ce zicea dumnealui, că domnul cine, Anghel Dănuț a votat cu așa bun și acum 4 ani de zile a votat cu un primar, a votat cu un primar cu care a votat la primar, nu contează, opinia se mai schimbă, dar acum sunteți în situația în care puneați consilierii,
hotărâți dacă va fi un referendum sau nu. Nu trebuie să hotărâți dacă va fi oraș sau nu. Nu așa aveți motivele dumneavoastră. Și personale, și politice. Eu am o propunere, vă rog frumos, domnule primar. Ascultați-mă, vă rog frumos. Vă rog să vă ascultați. Vă rog foarte mult, organizați o adunare populară în căminul cultural să vedeți care este opinia poporului din Căsănești. Scurt! Vă rog frumos, organizați această treabă. Acești 5-12 consilieri, care aveți dumneavoastră. N-avem nevoie de 5-12. Adică stare și mie, dumneavoastră ia-ți aia. Facem semnături și dăci pe nu ne reprezintă. Facem semnături, dar nu ne semnături din sat, atenție. Ba da, nu. Reprezintă interesele lor, nu ale noastre. Dă-n grup. Nu. Propunzele. O organizare populară în căminul cultural, să vedeți care este opinia căsăneștinilor. Scurt și cu asta am terminat. Fără consilieri, fără mama dragul. Doamna Ionescu. Deci eu respect orice opinie care o manifestați și care o exprimați fiecare. În două cuvinte sau în două fraze aș vrea să vă spun un pic. În 77, când am venit în Căzănești, Căzăneștiul arăta ca un oraș. Arăta? Arăta. Și apoi ai ca o hazda. Acum arată că să registrăm și noi. Și mai cum urați, eu provin dintr-o localitate foarte slab dezvoltată. Dar între timp s-a dezvoltat. Și mi-am dorit dintotdeauna, de aceea m-am abținut la vot și am fost împotrivă, mi-am dorit întotdeauna să progresăm, să ne dezvoltăm pentru copiii noștri. Nu vreți? Pentru bani, eu n-am făcut treaba. Nu pentru bani, domnule. Că eu am muncit. Am 30 și ceva de ani vechime. Am 30 de ani vechime. Am studii superioare care știu. Și copiii noștri au bani. De ce nu vine copilul în casă să stă în oraș? De ce nu vine copilul în casă să stă în oraș? Vreau ca această localitate să se dezvolte! Copiii noștri! Nu se doamnă de 23 de ani! Ce-a făcut de 23 de ani? Toți care a fost trăit la primărie! Deci, eu vreau pentru copiii din Căsănești să nu se mai pune la niciodată! Copilul meu să stă și el o vară, măcar nu! Nu faceți fără frumos în lume! Jos consilieri și ce mai să stă! Continuăm în zilele astea sau suspendăm? Dacă... Să se voteze, la vedere! Președintele de ședință decide. Președintele de ședință decide. Ideea este să vorbiți fără să putem să înregistrăm și noi. Dacă dumneavoastră țipați, noi nu putem să înregistrăm nimic. Deci trebuie să vorbiți fără să putem să înregistrăm și noi, că altfel nu facem nimic. Domnul președinte! Continuăm ședința, votăm cum am stabilit. Deci, trecem la operațiunea de votare și discuțiile de timp aspectă. Aveți că nu trebuie să discuțiile. Deci, trebuie să fie cu votul, cu da, cu nu, să nu fie discuții. Deci, să taie cu X poziția cu care nu sunteți de acord. Deci, nu sunteți de acord cu referendumul, tăiați da. Deci, da pentru referendum, nu pentru referendum sau abțineți.